Un autoturism în care se afla un bărbat, o femeie și copiii acestora a luat foc în mers pe drumul județean 178 pe raza satului Costâna, comuna Todirești. Cei doi soți alături de copii au avut timp să iasă din mașină și să fugă. La fața locului s-au deplasat pompierii de la detașamentul Suceava cu două autospeciale cu apă. Am ajuns la locul intervenției, puteți întoarce Iveco înapoi la bază, arde doar ceva vegetație uscată de lângă pădure. Nu este nevoie și de ea, mașina este arsă în totalitate. Pompierii au găsit un autoturism care ardea violent la marginea drumului, existând pericol de propagare a flăcărilor la fundul forestier din imediata apropiere. De altfel, focul se extinsese deja la vegetația uscată de lângă drum, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Flăcările au distrus autoturismul în totalitate, cu tot cu bunurile din interior și documente ale proprietarului mașinii. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit produs la un cablu electric defect. Incendii în acest weekend s-au mai produs și în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în comuna Zamostea și în localitatea Slătioara.